Deci eu n-am nimic cu pesediștii și aici mint când zic asta, dar... Bă, n-ai voie. Deci nu contează, poți să fii de orice culoare politică, dar e prea mult ce se întâmplă. Și nu încurajez asta, nu-i frumos să râzi de o persoană de felul în care arată. Dar voi ați văzut cum arată? Arată de parcă de la Madame Tussauds au încercat să facă ceva și nu le-a ieșit. Zici că au vrut să o facă pe Madonna după o lună de concert în fiecare zi, ruptă în gură pe Sanax și au zis... Bă, n-ai voie. Ai freză? Ai nici freză, ai reclamă la acoperiș lindă. Serios, zici că e imaginea unei țigle metalice. Iar are freza aia ca să nu-i plouă direct în ochi, știi? Că-mi pare rău, dar are privire de proastă. Chiar are privire de proastă. Și dacă ar sta la o întâlnire pe afară, știi, și bate vântul și îi plouă în ochi, clipește și mai des. Îți dai seama cât de dubios ar fi pentru aia la întâlnire, asta să fie toată... Că e atât de proastă că nu înțelege ce se întâmplă, știi? Nu înțelege fenomenul meteorologic. Serios, e prea mult. Dacă ai o funcție importantă, ai niște consilieri care se ocupă de imaginea ta. Zic, bluza asta merge cu pantaloni, cu pantofii ăștia. N-ai voie să ajungi la freza aia. Eu au trecut prin mai multe încercări care n-au mers. A fost la un moment dat Bob. Nu? E prea mult, serios, și are privirea de găină. Deci eu cred că e atât de proastă că un dialog cu ea are ecou. Eu cred că e atât de proastă că la un moment dat, în timp ce vorbește cu Liviu Dragnea, uită cum îl cheamă. Cred că la un moment dat ea stă și la modul... Ne știm? Hai, Viorica, lasă-o în pula mea, a doua oară săptămâna asta. Liviu de la LA? Vai, ce-mi plăceau melodiile tale. Ați văzut că are o poziție, are o singură poziție studiată la orice întâlnire, stă cu piciorușile apropiate, cu mânuțele așa și nu clipește. E ca un copil care e în prima bancă și căcat pe ele, știi? E speriat dacă îl scoate proful la tablă. Exact așa este, e în frizie, la modul, știi când speriai că uită proful de tine? Hello, să-mi bag pula, vorbim în engleză? Că ați văzut care e privirea de găină, deci nu râd, nu-i frumos, nu încurajez să râdem de oameni de felul în care arată, dar... Arată cu o găină, eu cred că așa intră la întâlniri, cred că intră cu... Comisia Europeană? A avut o întâlnire, asta primăvară l-a primit pe ăsta, prim-ministru din Croația, l-a primit cu onoruri, cu fanfară, cu covor roșu, tot ce trebuie. Și trebuia să asculte imnul, că de-aia era fanfara acolo, știi? Și asta nu știa, se grăbea, îi făcea ăsta semn. Hai, tati, să mergem, dă-i. Și asta din Croația a oprit-o. Stai, fii, ești prostă. Ascultă imnul, că de-aia e fanfara aici. Că vă dați seama, fanfara nu înseamnă doi oameni. Unul la acordeon și unul la țambal, să zici că-s din întâmplare. Fanfara-s mulți la costum cu instrumente după ei care nu treceau pe acolo. Și eu zic, stai, tati, ce e aici? Păi, ești prost? Stați-mă așa, stați un pic, că e Viorica. Ia vezi, mă, băi, ești de mult? Da, mă, ia e! Dacă tu ne-a prins cu astea, băgăm un nim ceva sau... Uitați-vă pe filmare, ascultat imnul, avea mai multe emoții în privire ăla din Croația. Iar la imn era blanc, era... Doar că nu făcea de-astea. Hai, tate, dă-i mai... Dă-i mai... Do you know brașoveanca? Și a doua gafă, la nici 3 minute după, avea covor roșu, trebuia să meargă acolo, să se întâlnească, să intre, să vorbească, nu știu ce, trebuia să-i salute. Asta a văzut covor roșu, s-a descălțat, a lăsat pantofii acolo, îi făcea semn. Nu e pentru noi, un botez mâine, cred, ocoliți pe acolo. Luați-o pe acolo să nu murdărim. Și nu se oprea să-i salute, se tot ducea, știi? Și s-a încercat să-i facă semn. A strigat după aia, madam, sorry, madam, asta pula, nimic, știi, nu răspundea. Până când i-a făcut asta, s-a uitat la aia, fâși proastă de două ori. Salută-i dacă tot au cântat. Asta se căuta de 10 lei, era toată. Și de la Liviu. O geampara. Pentru că pe ăsta l-au pregătit dinainte. Eu am zis, vedeți că fata nu prea le bunghește pe engleză. Învățați dumneavoastră română.
Repetați după noi. Fa. Fa. Ești proasta? Da, mă rog. Voi aici vă e mai bine. Da. E incredibil. Și cumva, Viorica nu-i degeaba, știi? Serios, adică Viorica, noi o merităm pe Viorica. Serios, ne merităm soarta și îți dai seama că nu că ne consideră proști, bă, probabil că suntem proști. Până acum era la modă Facebook. Pe Facebook scrisul avea valoare. Pe lângă poze puteai să scrii ceva, oamenii te urmăreau, aveai o părere. Acum e la modă Instagram. Pe Instagram scrisul nu mai are valoare. De ce să scrii? E greu să scrii cu cât ți se scrie, scrie bilipula? Se face somn când citești? Pui o poză, 1000 de cuvinte. Gata, tati. Pe Instagram e o chestie de narcisist și toată lumea minte pe Instagram. Ai văzut? Tu dai scroll acolo și vezi o secundă dintr-o falsă realitate. Stai acolo când ți s-a stricat mașina, te-a dat afară de la job, te-ai certat cu gagicăta și vezi o poză de la unul din Grecia, știi? Care e în vacanță, că se duc în Grecia și pun 20 de poze pe zi. Cu hashtag no filter, hashtag my life, hashtag blessed, hashtag halhidighi. Și tu stai așa și ți-e mor de cal, știi? Și zici, bă, gamea și pula, doar eu în ghinion. Ați văzut că toată lumea minte pe Instagram. Se întorc din Grecia, bei o bere cu ea, a doua zi din nou poză în Grecia. Bă, ești prost la cap? Te-ai întors pentru un cărcător? Ce pula mea? Îl sun, bă, ești nebun? Te-ai întors în Grecia? Nu că ai zis la muncă. Păi cum că ai pus poză din Grecia? Păi da, trag de ele până în decembrie. Și ne vedem asta și suntem păcăliți super ușor. Și reclamele, așa îți dai seama, nu știu dacă le-ați mai văzut, dar în România era reclama asta vară la Salam Săsesc. Era reclama că dacă îți luai salamul și deschideai ambalajul și cânta salamul, câștigai bani. Știți reclama? Da, deci era și reclama era în fermător. Dacă ai luat salamul și cântă salarma, au găsit ei cu jocul ăsta de cuvinte, bă, au făcut căcatul ăla să cânte ca să-l cumpărăm. Voi înțelegeți care e publicul țintă? Cântă salam. Asta e. Mai țineți minte cum era reclama la Salam Săsesc acum 10-15 ani? Că era o fetiță mică, drăguță, scumpă, peltică, să se uită, care era cu Salam Săsesc. Aaaa! Salam Săsesc! Hai să cumpărăm căcatul ăla, că e asta handicapată. Că îmi pare rău, dar era handicapată. E super drăguț să fii sâsâi sau peltic când ești mic, dar nu mai e mișto când ești mare. Fata aia a crescut, fata aia a făcut sex, l-am dat, a zis să-ți place așa? N-are nicio autoritate, fata aia nu poate să zică, nu vă supărați, era locul meu de parcare. Aia nu poate să zică, cred că merit și eu, măresc salariu. Că la când muncesc, îmi rup, dă-mi gură. Nu, s-a folosit de ea și a aruncat-o la gunoi. De ce nu fac reclame cu ea acum, când are 30 de ani, stă în București, vine de la muncă, intră într-un mega imagine, bună ziua, dați 5.000 de salam săsesc, că trebuie să-mi fac un sandwich, că nu mai am timp să gătesc, că fac două ore în traficul ăsta, futu-s mărti, mă, tifirea. Dar asta e, oamenii nu mai au bani să trăiască experiențe noi, să se bucure de o vacanță, se bucură la căcaturi, e reclamă la Kinder în care toată lumea o ia razna și cântă în continuu. Happy, happy, happy days. O știți aia cu happy, happy, happy days. Cu aia, o ciocolată la 5 lei? Nu are cum să te rupă în halul ăsta. Toată familia o ia razna. Happy, happy, happy days. Deci dacă o tragi pe nas, nu faci așa. Ați început vreodată un party de la 3 ouă Kinder? Oamenii se bucură la căcaturi. În București sunt panouri imense cu reclamă la Raffaello, bomboanele alea de cocos. E pozată cutia, scrie Raffaello, mai presus de cuvinte. E o bomboană atât de cocos. Ce nu poți să descrii? Ce n-ai citit la viața ta? Ce te-a spart? Poate când era Viorica prima oară și a gustat, era la ea în curte, venea de la toaletă și a întrebat-o la ea, zi, fă cum îți... Nu înțeleg, îți plac, mai luăm... De ce faci așa? Ți-a rămas cocos între dinți sau ce pula mea?